Bună seara, dragilor! Bine v-am regăsit la EgoLife, o emisiune dedicată vouă. În această seară am două invitate de excepție, două femei frumoase care sunt, de fapt, au o frumusețe atemporală, pentru că vârsta, de fapt, la ele nu există, nici la mine, by the way. În această seară stăm de vorbă despre tinerețe fără bătrânețe, dar și despre ce înseamnă să fii femeie în societatea de astăzi, să-ți păstrezi frumusețea, să te îngrijești, cu Dana Sota, care este specialist în frumusețe, și Sonia Argin, prezentator TV și fondatorul platformei Doer. Doer de la? To do. To do. De la a face. A face. Da. Așa, simți nevoia ca femeie să faci lucruri, să se întâmple? Nu știu să dacă, schimbi nu știu societatea? Dacă simt, ba da, simt nevoia să schimb ceva în jurul meu și mi se pare firesc ca toți să avem această pornire din când în când, pentru că doar așa putem să evoluăm, dar este și un fel de a fi al meu, cred că ceva nativ cu care m-am născut. Dar ține mai mult de faptul că ești femeie? Mai e discutabilă situația, pentru că femeia în general ar trebui să fie mai degrabă în acea energie de a fi și mai puțin de a face. Știi? Da, foarte interesant. Dar trebuie să facem niște lucruri și de multe ori viața ne pune în situația în care să fim nevoite să facem lucruri, să luăm, știi, să ne suflecăm mânecile și da, asta așa e. E o discuție. Femeia este, trebuie într-adevăr să fie mult în zona de a fi, de a primi. Și când spun de a primi, înseamnă de a primi ajutor de la cei din jur, de a se lăsa ajutată, de a primi dragoste, de a primi dragoste, iubire, da, necondiționată. Uite cum zâmbește Dana acum. Iubirea necondiționată. Și asta este, așa, asta numai de la animale, de la pețuri, da, putem să o primim. Da, da, da. Uite, am făcut-o să râdă pe Dana, care este eu de obicei mai... Da, 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 tu ești, ești într-adevăr plină de viață și de fiecare dată am admirat, atât la tine cât și la tine, Sonia, frumusețea asta voastră naturală, adică voi nu... Eu niciodată n-am simțit la voi sau n-am văzut lucrul acesta, nevoia de a vă schimba, de a vă schimba cine sunteți, de fapt. Ne schimbăm așa, pe parcursul vieții cumva, pentru că evoluăm, n-ai cum, da, să nu te schimbi. Dar dacă te referi la partea asta estetic, la fizic, da, la frumusețe, la frumusețea exterioară, da, ambele suntem pe genul frumusețe naturală. Și când spun natural, nu spun fără machiaj neapărat. Uite, mi-am pus un ruj roșu astăzi. Și când spui natural, nu spui nici fără grijă, exact, la tratamente. Asta nu înseamnă tratamente că și... nu ne dăm interesul să arătăm bine pe exterior. Pentru că este foarte important. Și când te uiți în oglindă, este important să-ți placă de tine. Când ieși din casă, este o formă de respect, mm-hmm, pe față de tine și față de ceilalți cu care te întâlnești. Adică până la urmă despre asta e vorba. Dar nu simțiți cumva că sunteți atipice? Că nu ați intrat în șabloanele, dar pe care vi le dictează societatea? În șabloane. În ceea ce mă privește, eu nu mi-am dorit niciodată să fiu vreun șablon. Adică am căutat chiar, aș putea spune, cu din adinsul să nu fiu încadrată într-o anumită categorie, să nu fiu asimilată cu o mare masă. Eu chiar am această tendință intensă în mine și, apropo de schimbare, cred că ce spun e valabil și pentru mine și pentru Dana, nu simțim nevoia să schimbăm ceva pentru că suntem mulțumite cu felul în care ne-a lăsat Dumnezeu, am învățat să apreciem calitățile pe care le avem, să trăim cu... hai să le spunem defecte, nu știu, cu particularitățile, da, pe care le avem. Individual. Da, 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 particularitățile. Și care ne fac să fim altfel cine suntem. Da, eu mi-aduc aminte de tine, Sonia, că pe timpul când aveam eu agenție, da, de modele și tu erai la început de drum și erai așa o tânără plină de viață și ambițioasă, când ai intrat în birou la mine, asta m-a și frapat la tine, că era această frumusețe, cum zic eu, atipică, uh-huh, pentru că nu erai în șablonul acela de fata înaltă erai, tip șnur erai, dar știi, genul ăla
ăla cu nu știu ce năsuc, cu buzele pline, cu pomeții, nu știu cum. Da, nu sunt o păpușică. Nu erai Barbie doll, într-adevăr. Dar ceea ce am remarcat la tine a fost finețea, eleganța, șarmul. Știi, aveai ceva aparte, ceva ce te identifica clar ca fiind o persoană, o femeie care știe să stea în lumina reflectoarelor. Știe că ea reprezintă ceva și pe cineva, pe ea însăși. Și asta mi-a plăcut. Adică vreau să înțeleagă femeile care se uită în la această emisiune că frumusețea aia pe care noi tindem să alergăm după ea toată viața, da? Majoritatea femeilor alergă după acea frumusețe pe care o vedem în revistele de modă. Problema este că se dorește a se copia așa, un gen de frumusețe. Exact. Și nu, adică femeile preferă să-și facă niște lucruri să semene cu anumite persoane, să zicem, publice, pe care le admiră, mai degrabă decât să-și identifice propriile aturi, și să și le pună în evidență. Despre asta este vorba. Da, poate dar că este mai greu să te întorci către tine și să te înțelegi și să te vezi să te valorizezi, să știi unde poți interveni, unde nu. Și atunci e mai simplu să copiezi ce ți se pare că este la modă, ce ți se pare că... Ți se pare că alta e mai frumoasă, că are mai mult succes decât tine și atunci tu încerci să o copiezi, pentru că așa se lipește succesul ei de tine. Nici eu n-am copiat niciodată, ba dimpotrivă. După cum știi, am fost un pionier în tot ce am făcut. Da, adică prima carte, primul centru, cartea care se numește Frumusețea se învață. Se învață. Cum se învață frumusețea? Pentru că este exact ce spuneați voi acum. De fapt, tu ai spus că poate unele femei nu știu cum să intre, să practic să se iubească pe sine așa și să se uite, poate și cu un ochi critic în oglindă și să zică ok, am lucrurile alea, astea trebuie să le ascund, astea trebuie să le scot în vedere. Cum reușim să facem lucrul acesta? Adică voi cum reușiți? Pentru că voi sunteți două persoane publice, da, formatori de opinie, în domeniul frumuseții, well-being-ului, da? Deci aveți un stil de viață foarte, cum să zic, echilibrat. Eu când mă uit pe paginile voastre de Instagram și pe site-uri, eu văd chestia asta. Să mănânci sănătos, să călătorești nu știu cum, să faci not, să faci yoga, să nu știu, să faci tot felul de tratamente, să te duci la spa-uri. Marele nostru atu, ca să spun așa, este faptul că noi chiar facem lucrurile astea. Da, știu că le faceți, nu doar le promovați. Nu doar le pozăm. Da, știu. E foarte important ca, mai ales când ești un formator, cum spui tu, să fii autentic și să transmiți ceea ce, măi, adevărul despre tine. Adică, dacă ești într-un fel, hai să vedem cum ești. Noi suntem foarte transparente și... asta este un mare avantaj pentru că lumea ne percepe foarte autentice și corect, suntem percepute corect. Bun, și voi promovați acest stil de viață pe care, îți spun sincer, pare foarte frumos la exterior, dar una la mână, trebuie să ai o voință de fier. Da, aici îți confirm eu. Da. Nu? Pentru mine este mai simplu. Spuneam eu la un moment dat. Vreau să vă arăt secretele, da, vreau să spuneam așa că 80% din situațiile în care am ajuns la sală sau la sport, sau am ieșit în parc să alerg, sau m-am dus la yoga sau la pilates sau whatever, nu am avut chef. N-ai avut chef? Nu. Păi și cum te ridici din pat și spui eu mă duc la sală? Am mai multe variante. Ia zi. Una dintre variante care funcționează teribil de bine este atunci când mă bag în pat seara să-mi plasez în minte ideea, eu mâine dimineață mă duc la sală. Deci eu mă culc cu gândul că a doua zi, la ora 9, la 10, la 11, când ne-am programat eu, am oră de pilates și că aia trebuie să fac. Și atunci eu, când am deschis ochii, știu că în programul meu există acea activitate. Deci este o chestie foarte planificată și foarte conștient făcută. Asta ține de disciplină. Da. Ai crescut într-o familie de militari de ceva? Nu, sunt două chestiuni. Eu primul lucru pe care îl fac, într-adevăr, mă uit cu ochii pe geam și îmi place să deschid geamul, fereastra și să intre aerul curat, mă uit la soare, la cer și zic bună dimineața soare și ascult păsărele. Dar pe urmă mă duc să fac o cafea cu lapte. Nu mă bag în training și am plecat. Nu, fac cafea de dimineață, îmi iau timp să respir. Sau apă cu lămâie sau ceai. Apă cu lămâie normală, apă caldă.
rămâie, dar totdeauna, despre digestie, vorba despre alte teme, nu... Păi tocmai, vezi, o să plimb de colo-colo mingea, așa, peste fileu, pentru că vreau să... Și a doua chestie legată de disciplină. Așa. Ai spus ce, te-ai născut într-o familie de militari. Nu, disciplina nu este o pedeapsă. Aha. Este o formă de iubire de sine, pentru că atunci când tu știi ce ți este bine, ce ți face bine, care este rezultatul efortului pe care îl depui într-un anumit domeniu, ai o perspectivă pe termen lung, care ți aduce niște beneficii mult mai mari decât bucuriile și plăcerile de moment cărora le cedezi, în fața cărora cedezi, știi? Am înțeles. Aha. Asta e perspectiva mea. Ok, și tu, Dana? Eu am inventat metoda SOTA, păi după cum știi. Metoda SOTA! Nu o să intru în amănunte că este lungă și... Nu, dar mă rog, sunt multe lucruri... povești, dar DS, care se aplică și la tine, că și tu ești DS. Așa. Am zis un acronim, D de la disciplină și S de la somn. Și de aici pornesc tot felul de ramificații. Disciplină, exact ce spunea și Sonia, în absolut tot ce fac, indiferent că este vorba despre alimentație, mișcare, distracție, absolut tot. Și somnul și e somnul acela care de pentru frumusețe. Mine este absolut nu esențial, este ca apa, dacă vrei. Adică cele 8 fără ore. Apă și fără somn nu funcționez deloc. Am înțeles. Da. Iar și eu am agenda cu ora de sport clar programată acolo. Deci n-am cum să mă gândesc că nu mă duc la sport. Nu sunt vreo împătimită cum este Sonia. Cum e Sonia, Sonia da. Este mai sportivă. Și mă rog, așa. Mi-e place că mă duc la sală să fiu chinuită. Pum. Mie nu-mi place să fiu chinuită. Eu mă duc să mă mișc regulamentar, dar să nu mă chinui. Adică dacă m-ai chinuit, mersul pe bandă. Pe mine m-ai pierdut dacă mă chinui. Nu mai vin. Exact, așa deci sunt și eu. Deci nu mai vin. Eu am fost odată la sală și bineînțeles că voiam să dau câteva kilograme jos și a venit un antrenor la mine, normal. Și mă vedea că eu făceam acolo exercițiile, dorulelii, așa, în ritmul meu, în ritmul meu, le făceam corect. Dar el a venit și a spus, a, nu, trebuie să faci 100 de alea și 50 de alea. Și m-a chinuit îngrozitor o oră. Cine crezi că a mai fost la sala aia? Nu. Niciodată n-am mai călcat eu în sala aceea. Păi deci aici nu. Face diferența un antrenor bun care știe un pic de psihologie. Aha. Și înțelege că nu toți suntem la fel și că unii avem nevoie de un anumit tip de antrenament și de stimulant, alții au nevoie de beach. Da. Da, corect. Dar voi cam câte ore pe zi le dedicați vouă, adică sănătății voastre și acestui well-being? Eu zic că toată ziua o dedicăm ziua? În sensul ai, nu pot să cred că sunteți femei active, aveți o agendă încărcată, vă duceți la evenimente, eu vă prind pe la evenimente. Da. Nu pot să mă păcălești cu asta. Nu toată ziua stăm în oglindă și la spa, nu despre asta este vorba. Așa. Eu cel puțin am ajuns în stadiul vieții mele în care nu mai fac decât lucrurile care îmi fac plăcere și mi-aduc bucurie. Super. Foarte, foarte puține sunt, extrem de puține sunt evenimentele la care merg și nu sunt de beauty sau nu am acolo o conexiune, ceva care să nu-mi placă sau nu mă mai întâlnesc cu oameni care nu mi-aduc bucurie și nu, cu care nu mai am chimie. Deci nu, practic, subscriu. Toată ziua mea este construită în acest mod. În jurul tău, indiferent a dorințelor tale. Lucrurilor care îmi fac bine, care îți fac bine, să zicem, nu neapărat dorințelor mele. Dar aleg foarte atent inclusiv proiectele pe care le iau. Nu iau orice proiect. În primul rând trebuie să rezonez cu el și apoi să rezonez cu oamenii din spatele lui, cu care urmează să lucrez. Adică vreau să fac lucrurile cu bucurie și cu plăcere. Dacă nu am chestia asta, nu fac. Am înțeles. Dar pe de altă parte, vorbeam înainte și vă spuneam și eu că la vârsta de 20 de ani eram așa ușor, nu neapărat inconștientă, dar simțeam că sunt invincibilă, că sunt puternică. E adevărat că era și lumina reflectoarelor și când eram model și toată lumea ne aprecia pentru calitățile fizice și nu numai și probabil m-a luat capul atunci puțin, dar simțeam nevoia să bifez. Că trebuie să fac anumite lucruri, pentru că eram condusă de ceea ce societatea își imagina că mie îmi trebuie ca să funcționez cu succes. Societatea ne împinge să facem foarte multe lucruri. Exact. Și acum multe feluri. Eu vă întreb, la care vârstă v-ați dat seama, ați dat așa un stop și un
restart. La ce vârstă v-ați dat seama că, băi, nene, stai puțin că eu o să iau razna dacă mai merg așa și dacă mai alerg și dacă alerg după himere și după ce spune gura lumii că ar trebui să fac? Eu acum, la 39 de ani... On the dot! Pe punct! Eu acum am constatat că trebuie să spun stop în anumite aspecte ale vieții. În ceea ce privește bifatul unor chestiuni pe care le impune societatea, însă eu cred despre mine că nu am fost niciodată acolo. Interesant. Asta este senzația cu care trăiesc. Da, îmi doresc să fac foarte multe lucruri. Îmi doresc să mă duc și pe munte, îmi doresc să mă duc și la masaj, îmi doresc să stau și cu copiii, să mă duc și la evenimente, să călătoresc. Îmi doresc să fac multe lucruri, dar le vreau. Nu vreau să le fac pentru a arăta lumii ceva. Eu nu am vrut să mă căsătoresc ca să bifez chestia asta. Nu am vrut să fac copii ca să bifez. Adică nu am trecut prin această etapă. Dar asta vine, cred că, tot așa, dintr-o nebunie de-a mea. Din felul tău de a fi. Da. Prietenia voastră este foarte frumoasă și vreau să te întreb, Sonia, dacă tu ai învățat anumite lucruri sau dacă Dana a schimbat la tine felul tău de a privi viața sau stilul de viață. Cu siguranță și una și cealaltă învățăm constant câte ceva de la fiecare de la cealaltă. Eu de la Dana și la Dana apreciez foarte tare zona asta mai chill în care este. Și eu nu știu cum reușește, sincer. Păi nici eu nu știu cum reușește. Mă, dar nu vrea să ne dea secretul. Dăsăul ăsta al ei, disciplină, somn. Okay. Să știi că este tot o formă de disciplină. Dacă ea spune, corect. Eu vreau să stau într-o energie feminină în care să fiu, în care să primesc și în care efortul pe care eu îl fac să fie unul dozat pentru mine, ca femeie. Și atunci fac un pas în spate și stau un pic și stau. Ei, eu nu am această tendință. La mine tendința este, gata, pun mâna și fac. Eu tocmai asta învăț de la ea. Pentru că exact lucrul ăsta cumva... nu că îmi lipsește, dar este foarte pronunțat la Sonia și atunci pentru mine este un push să fac chestii, să fiu mai activă. E ceva constructiv, adică absolut. Vrei neapărat să preiei din energia ei constructivă. Absolut. Iar da, din energia ei liniștită, da. De care am nevoie, pentru că sunt mult prea voluntară de multe ori. Aha. Și unde te grăbești? De ce pui tu mâna să ridici sacoșele astea? Păi, nu știu, că până vine cineva să pună mâna să le ridice, eu deja am terminat treaba și am făcut-o. Deci tu te-ai definit foarte bine the doer. Nu m-am definit eu. Nu te-ai definit tu? Nu. Lumea din jur? Nu. Este un concept pe care l-au creat niște fete de la o agenție de branding, la care m-am dus la un moment dat în viața mea când am simțit că am ajuns la un nivel până la care am făcut eu singură după capul meu și că vreau să evoluez, că vreau să leg cumva toate activitățile mele sub o pălărie, să fie ceva mai... Să-ți creezi un brand. Da, exact. Și m-am dus la aceste fete la Anți, care sunt super creative și au venit cu conceptul Doer, care în primă fază mi s-a părut foarte ciudat așa și foarte neromânesc și foarte... am stat să mă gândesc câteva nopți. După care mi-am dat seama, păi, fetele astea chiar au fost deștepte și au văzut în mine ceva ce există și eu nu am conștientizat. Da, corect. Deci asta a fost, asta e povestea pe scurt a Doerului. Da, și la tine frumusețea se învață, cum de ai ajuns la... ăsta e motto-ul tău, adică clar, frumusețea se învață. Ce te-a deranjat în percepția societății încât ai venit cu chestia asta, frumusețea se învață? Adică știi, omul zice, băi, ori ești frumoasă, ori ești urâtă. Știi? Nu? Așa zic oamenii. Da, cumva este un modul simplist de a păi privi lucrurile. Dar zic... Este titlul cărții mele scrise, lansate acum 13 ani, deci, care s-a terminat de mult, deci nu îi facem reclamă că nu o găsiți. Trebuie să o reeditez. Da, exact, și eu zic că trebuie să o reeditez. Da. Mă gândesc la ceva online, ceva digital de data asta. Deci este, practic, pe carte scrie așa, pe copertă. La 35 de ani am intrat în lumea industriei de frumusețe sau așa ceva, iar acum, la 45 de ani, pot spune că frumusețea se învață.
Deci, acești 10 ani între 35 și 45, unde eu am pus bazele primului centru de estetică facială și corporală din România, am avut emisiunea Viața în Roz la antenă, știi, altă emisiune cu Alin Gălățescu, în sfârșit, deci tot am început să scriu pe ideea asta, la domeniul frumuseții. Revistele Glossy, da, am colaborat cu ele și totul a fost în jurul frumuseții. Și atunci asta a fost concluzia mea personală, pe care am împărtășit-o cu cititorii mei, și că da, se pot învăța foarte multe lucruri astfel încât să te simți bine în pielea ta. Că așa cum ești tu. Frumusețea este foarte subiectivă. Corect. Fiecare vede frumusețea în alt mod. Dar da. Am avut aici invitați în emisiune care au vorbit despre tot felul de terapii și chiar operații estetice pe care putem să le facem. Fie că vrem să arătăm la față mai bine sau chiar la corp, dacă vrei să slăbești, te duci și faci nu știu ce chestii și gata, peste noapte arăți bine. Dar toți doctorii și invitații au spus același lucru, au zis ok, eu te fac să arăți bine peste noapte, dar pe urmă totul ține de tine. Ține de tine. Da, absolut. Dacă nu ai un stil de viață sau dacă nu schimbi stilul de viață și nu știu, încerci să mănânci altfel sau faci mișcare, sport sau asta așa. Asta e cea mai grea treabă, să menții stilul și să schimbi viață, stilul. Exact. Pentru că de asta se apelează la astfel de proceduri. Vreau să se întâmple peste noapte pentru că eu nu sunt în stare, nu am voința să fac lucrul ăsta de una singură. Și atunci e mai simplu să merg la chirurg și să rezolv așa. Dar ce se întâmplă după? Bine, da. Dar acum eu vă întreb, dacă ar fi să ajungeți la o vârstă la care vi se pare că ar trebui să faceți o intervenție, o operație estetică, ați face-o? Eu zic, eu am spus și tot timpul că dacă da, voi simți vreodată da. Nevoia, voi face, da. Da? Sunt anumite lucruri pe care știu sigur că nu le-aș face. Adică, care ar fi acelea? Vrei să zic? Da! Uite, eu, de exemplu, nu mi-aș face implant de sân. Aha. Doamne, okay. Nu vorbim despre, așa, estetic. Da. Estetic, da. Estetic. Eu cred despre mine momentul ăsta și nu cred că m-aș răzgândi că nu aș face această intervenție. Da, nu simți nevoia. Foarte bine. Și eu zic că ar fi bine să rămânem cu ce ne-a lăsat mama natură, pentru că mie, de exemplu, bine, probabil și din anii mei de modeling, întotdeauna am considerat că femeia cu sânii mici, rotunzi, știi, îmbracă hainele mai bine. Simplu, da. Eu, de exemplu, având un piept generos, de multe ori chiar, uite, îmi place rochia ta la nebunie, dar pe mine n-ar sta bine, pentru că este, știi, e croită în așa fel încât chestiile astea ar ieși așa foarte mult la am evidență. Am avut experiența celor două sarcini. Așa. Hai să vă distrez un pic. Hai, te rog. După ce l-am născut, am doi băieți mari, 18 ani și aproape 17 ani, are cea mică. Mulțumesc, la fel și ție, fata. Și deja. Al tău o să iei deja. Are 36. După ce l-am născut pe Marc, eram foarte tânără, l-am născut natural, am avut foarte mult lapte cu care să-l hrănesc și în perioada aia, vreo 4-5 luni, am avut niște sâni. Deci erau cât două mingi bombă. Deci erau bombă, erau ca două mingi de fotbal. Vă dau cuvântul meu de onoare. Și la o lună și jumătate după ce am născut, eu am vrut să mă duc la sală. N-aveam stare, m-am dus pe bandă. Și după primii doi pași făcuți în alergare, în care am simțit că sânii o să treacă așa. Ok, asta nu este o viață pentru mine. Deci, și mi-aduc aminte că nu aveam, eram slabă în partea asta de jos și erau sânii foarte mari. Bluzele mele mărimea M nu mă mai încăpeau, că nu le puteam închide. L-ul mi-era mare pe mâneci. Da, da, da. Deci eram ceva, m-a chinuit perioada aia din punctul ăsta de vedere îngrozitor de mult. Mie nu-mi place. Acum decolteul pe care l-am este un decolteu cu care fac față așa, la limită. În general, nu mă simt confortabil cu decolteu și eram forțată să stau cu
decolteu și mi se părea că toată lumea se uită la mine, zic, poate se și uita. Asta, știi, asta cumva, că știi că toate lucrurile astea au legătură și cu copilăria și cu felul în care am crescut și cu ce vorbe au aruncat copiii din jur. Eu țin minte la fel când eram la școală, fiind înaltă și la fel am fost, m-am dezvoltat repede, ca să zic așa. Și țin minte băieții care spuneau, ori mă țipau după mine, prăjină! Așa. Ori le plăcea la ora de sport să arunce cu mingea fix în pieptul meu. Și toată viața mea am avut chestia asta că, ce-i cu chestiile astea, știi? Adică, sau stăteam așa, sau stăteam cumva cocoșată, pentru că nu eram mândră de pieptul meu, pentru că copiii erau cei care îmi scoteau în evidență că, bă, dar tu ai niște chestii acolo, niște balcoane, cum zic bărbații, știi? Și întotdeauna am avut chestia asta. Toată lumea zice, wow, dar tu ai sâni, știi? Da, vezi, fiecare cu fiecare cu păsărica ei, știi? Dar sânii sunt un element al feminității extraordinar. Da, dacă te duci în Brazilia, de exemplu, vedeți femeile cu sân și cu fundul mare, cum se zice, cu coapse și cu fundul acela rotunjit. Foarte, foarte voluptoase. Și se spune că sunt, că dacă ele cu cât sunt mai mult așa, cu atât sunt mai atractive, sunt mai atractive pentru că arată că e fertilă. Și că asta înseamnă fertilitate. Bun, și acum te întreb pe tine, Dana, că noi două de vreo 2 ani de zile tot am atacat subiectul ăsta de care toată lumea a spus, vai, dar ce curaj ai avut să vorbești despre menopauză. Da. Era ea să fie de menopauză. Păi trebuie să ne fie rușine să vorbim despre chestiile astea? Rușinos. Nu, este o etapă în viața oricărei femei, absolut firească, absolut naturală. Nu trebuie să-ți fie rușine, se întâmplă. Deci dacă ajungi la 40 și spre 50 de ani, asta este. Asta te așteaptă. Da, și e bine să fii pregătit. E bine să știi ce te așteaptă și uite, noi asta facem, comunicăm în continuu. Și comunicăm într-adevăr, dar tot simt așa că e o percepție ușor rușinoasă, negativă. De zici că femeia la menopauză, deci eu nu, femeia la menopauză e cu un picior în groapă. Păi, femeia la menopauză nu mai e atractivă. Exact, femeia ce nu, nu se uită bărbații la ea. Asta de ce? Asta ne-a învățat societatea cumva. Absolut. Că tinerețea este cea care atrage și care, sigur că da, bineînțeles că o femeie tânără este probabil mult mai atrăgătoare decât una la 40 de ani. Dar din ce punct de vedere o privește? Adică noi suntem un pachet. Exact. Cu totul, cu experiențe, cu trăiri, cu tot ce suntem, cu gânduri, cu trup. Și cu atât mai bine, cred că este și important este să se vorbească despre menopauză, pentru că de ceva timp încoace femeile intră tot mai devreme la menopauză. Da. Și se trezesc în niște situații în care li se dau viețile peste cap și nu sunt pregătite pentru chestia asta. Mă rog, de ce se întâmplă, contextul în care trăim, stresul care alimentația. Alimentația, exact. Sunt o grămadă de factori, nu-i cunosc, dar este acest fenomen de femei, multe care intră la menopauză chiar și înainte de 40 de ani. Da, așa este. Da. Și atunci trebuie scos pe tavă acest și nu e nimic, adică nu e ceva normal, adică nu trebuie să ne fie rușine, nu trebuie să ne fie boală, teamă. Nu este o boală, treaba asta, așa cum este percepută de multe ori. Așa e tratată, ca o boală, ca ceva care, Doamne, dacă am ajuns la menopauză, gata, o să, nu știu, că mi se rărește părul, nu mai am libido, nu mai sunt femeie. Și nu mai sunt femeie, așa mi-a zis mie o prietenă. Venind dinspre societate, toate lucrurile astea cumva, încep și tu să le crezi, bă, da, uite, mi s-a uscat pielea, nu prea mai am chef de sex, transformările astea hormonale, poate, uite, m-am și îngrășat, mi s-a lăsat și pielea de pe colo, așa, deci, chiar n-arăt bine, mă, chiar ia să-mi văd eu de treabă, ce să mai vreau eu de la viață, știi? Și societatea îți spune asta, tu începi să crezi ce ți se spune, mai și simți un bufeu, o transpirație, o insomnie, o tensiune crescută, un colesterol pe care nu le aveai înainte. Da. Și ia uite cum. Și toate lucrurile astea te pot distruge, adică poți să intri în depresie, poți să ai crize de anxietate. Dacă tu știi
la ce să te aștepți și știi cum să diluești cu lucrul ăsta dinainte să se întâmple, este mult mai ușor decât să te trezești că ai ajuns acolo și nu știi ce să faci. Da, adică, corect. Și să nu uităm că acum suntem în epoca asta în care tehnologia, vorba aia, ne pune pe tavă absolut tot și știința în domeniul frumuseții și există atât de multe lucruri pe care putem să le facem ca să trăim frumos, dar trebuie să vrei, exact. Pentru că informație există, părerea mea este că dacă începi să cauți și să te informezi, ai de unde să afli lucruri foarte bune și corecte și interesante. Și care nici nu costă de multe ori. Adică da, sunt și lucruri pe care le poți face. Păi nu te costă să intri pe site-urile, să intru pe site-urile voastre sau să intru pe paginile voastre din Instagram, de exemplu, la tine, Dana, eu am văzut inclusiv, dai o grămadă de sfaturi despre colagenul care se pierde de la o anumită vârstă, da, și ce poți să faci ca să ai parte de o regenerare celulară și sau a fost o postare, de exemplu, cu supa de oase? Da. Asta era legată de colagen. Da, asta tot legată de colagen. Și am zis, supă de oase, nici nu știu dacă am mai mâncat vreodată în viața mea așa ceva. Mâncat, adică, ai știut. Da. Mai erau și două, trei legume pe acolo și probabil, prins, da. Adică sunt atât de... Voi sunteți adeptele acestor remedii naturiste și care mențin un anumit echilibru hormonal și echilibru metabolic. Atât cât se poate, dacă mă întreb pe mine, din punct de vedere hormonal, că tot ai vorbit de asta, este, eu am trecut prin perioada asta foarte ușor, comparativ cu alte prietene, cu alte femei despre care știu. Deci n-am avut simptome atât de grave, n-am avut boli asociate. Sigur, am intrat foarte sănătoasă în perioada de menopauză și a contat foarte mult. Deci nu mi s-au accentuat sau agravat niște afecțiuni pe care le aveam dinainte, pentru că chiar se duc naibii atunci, adică ajungi la doctor direct. Uh-huh, da. Și atunci a fost mult mai simplu, așa. Și n-am avut nevoie de substituție hormonală, nu sunt împotrivă. Este foarte bine să mergi dacă simți că ai nevoie, te duci la endocrinolog, te duci la ginecolog, te duci la psiholog, vorbești cu toată lumea. Știi care sunt riscurile, știi ce trebuie să faci, ce poți să faci și te duci și faci o substituție hormonală cu hormoni bioidentici, nu cu orice hormon. Dar o femeie trebuie să treacă prin chestia asta așa de una singură, pentru că știi, te duci la doctor, doctorii sunt doctori până la urmă, da? Te duci, ai parte de o consultație, zice ce trebuie să faci, ți-a tras o rețetă acolo și gata. După care ajungi acasă. Da, trebuie neapărat să vorbești cu ajungi iubitul, acasă, soțul. Nu, Sonia, și acasă ai un climat. Da, de ce așa? Da, de ce nu știu ce? Da, de ce nu știu cum? Da, de ce ești nervoasă? Da, nu, de ce plângi? Da, de ce jos, nu știu cum? Ia un pahar de vin. Perioada menopauzei, că nu am ajuns acolo și sper să mai treacă știu, încă 15 ani până să ajung acolo. Tu, the doer, da, tu ai atacat subiectele astea și tu știi și ai vorbit cu femei. Și majoritatea au chestia asta. Băi, eu aș face pentru mine niște lucruri, dar când ajung acasă, este complicat. Cei din jur nu înțeleg prin ce trec eu. Când ai familie, când ai copii care au la rândul lor foarte multe nevoi, este, nu e simplu. Ești femeie și ai doi copii. Am doi băieți. Bărbați, doi copii bărbați. Cum gestionezi tu lucrurile astea? Pentru că sigur sunt consumatori de energie și de timp, astfel încât tu să-ți păstrezi prospețimea, energia, să fii relaxată, să te simți bine. Mi-ar plăcea să spun că am o rețetă. N-ai, care garantează reușita de fiecare dată, dar nu am. Sunt nenumărate situații în care mă enervez de nebunesc, de mi se suie sângele la cap, cum se zice în limba română, cu băieții mei. Dar în același... Da, deci, da, pot să vă spun, nu. La mine acasă este totul liniște, copiii sunt impecabili, da, mama, bine, mama, așa face mama, nu există. Iar la vârsta asta, la care sunt acum, cred că ai trecut și prin perioada aia de pubertate, adolescență, sunt acolo. Încrizați. Sunt. O zi e unul, o zi e celălalt. Aha. Adică nu am pauză decât când mă încui în baie și nici atunci nu este garantat. Ai avut, eu știu, căderi de-astea, nu știu, stări depresive? Nu. Ți-a venit să ții lumea în cap? Nu, la mine chestia asta cu starea depresivă nu a existat și sper nici să nu existe, pentru că sunt eu puternică și intru în ei instant, adică intru pe forță.
Latura ta masculină. Deci uite cum o vedeți așa îmbrăcată feminină când deci când trebuie să intru în ei, păi și ciupulesc dacă mă supăr, glumesc. Nu. Nu facem, nu avem voie să facem așa ceva. Nu, dar intru în ei și vorbesc și le spun foarte clar că sunt o femeie care face oricum mult mai mult decât ar trebui să facă o femeie și face și pentru ei și că eu mă aștept ca ei să fie sprijinul meu și ajutorul meu și atunci când îi rog să ducă gunoiul sau să pună vasele în mașină sau să mă ajute cu plasele grele de cumpărături care tot pentru ei sunt, să percuteze și să spună da, mama, facem. Uneori înțeleg, alteori nu înțeleg, uneori trebuie să insist. E un joc din ăsta permanent. Da, dar care e obositor. Este o muncă care nu se oprește, o veșnică negociere. Da, este obositor și ai nevoie de pauză și atunci plec în vacanță cu Dana. Așa, deci practic... Unde te sună copii? În fiecare zi. Deci asta e refularea, da? Deci fiecare dintre noi, femeile, trebuie să ne găsim un loc sau creăm un spațiu, o bulă, o ceva. Da, trebuie să ne creăm un refulăm, nu? Da. Adică să fie locșorul nostru în care să ne relaxăm. Da, absolut. Avem nevoie să ieșim cu prietenele, avem nevoie să mergem la sport, avem nevoie să mergem la... Sonia, avem nevoie, avem voie. Avem voie. Da? Pentru că de multe ori femeile se învinovățesc că nu stau prea mult acasă cu copilul, că am servici, că nu i-am făcut nu știu ce preferință de mâncare avea, că nu știu, din asta. Nu? Da. Întotdeauna ne învinovățim, avem chestia asta de a pune toată vina pe noi. Nu mă învinovățesc de nimic. De așa am vorbit cu multe femei. Doamne, eu am amintit din trecut cu fiimea. Mi-aduc așa aminte, într-o zi în care ea nu știu ce a vrut și eu i-am zis, hai, nu mai lasă-mă! Și acum am vine să plâng, dar de ce am făcut așa? Știi? De ce am chestia asta? Dar ție părinții nu spuneau că nu se poate și și ești traumatizată din punctul ăsta de vedere? Nu știu dacă sunt traumatizată, nu, niciun caz, că oamenii m-au crescut așa cum se creșteau copiii pe vremea aia. Dar trebuie să ți se refuze lucruri. În momentul în care tu dai copilului totul servit, el nu mai are motivație. Trebuie să trăiască și într-un soi de frustrare ca să pornească din el dorința de a clădi ceva, de a se ridica din pat și de a pleca din cuib și de a își găsi un drum în viață. Dacă tu... Deci am auzit de una zi la psihologa mea despre un tânăr... Ești la psiholog? Da, stai că spun că... Da, te rog. Nu e o problemă. Despre un tânăr de 30 de ani care stă acasă cu mama lui și nu are nevoie de nimic. Se simte foarte bine. Nu are nevoie de nimic în afară de ce îi se oferă. El și greierele. Așa. Da. De ce? Pentru că a avut de toate. Pentru că nimeni nu l-a împins. Ia. Uite, pe acolo e drumul. Și îți dai seama ce simte mama lui, pentru că ea face absolut totul pentru el. Da. El probabil în dolce farniente al lui nici măcar nu apreciază. Adică nici măcar nu... Sau poate apreciază, știi? Dar este bine așa. Dar este bine și ea ca atare că trebuie să-i se dea. Deci un pic de frustrare în viața lor trebuie să existe. Revenind la psiholog. Crezi că o femeie trebuie să ducă la psiholog? Nu cred că o femeie, cred că... Că ar fi bine așa să avem pe cineva cu care să vorbim. O discuție cu cineva care știe niște tehnici psihologice, care te poate învăța cum să treci peste anumite situații prin care cu toții trecem, la care să te duci să faci un pic de coaching, inclusiv pe activitatea pe care o ai zi de zi, da? La job, în interacțiunea cu oamenii. De la un psiholog poți să înveți o grămadă de lucruri. Dacă te duci la psiholog, nu înseamnă că ești nebun. Deci hai să evident că toată lumea așa spune. Te duci la psiholog în momentul în care ai de rezolvat niște situații concrete de viață sau atunci când vrei să evoluezi. Aha. Eu vreau să evoluez. Eu vreau să fiu într-un continuu kaizen. Kaizen este un termen care vine din japoneză și care înseamnă că ești într-o perpetuă evoluție, că înveți zi de zi câte ceva. Și eu vreau să învăț până voi închide ochii. Să nu treacă ziua până nu simți că ai învățat și ceva. Realmente chiar simt că cu fiecare zi care mai trece, mai pun acolo o picătură în ceea ce sunt. Înainte de emisiune, la un moment dat a venit vorba despre, nu mai știu, tu ai spus, Dana, cineva a zis ceva de genul dacă ți-ar plăcea să mai fii la vârsta de 20 de ani. Și am zis, ok, mi-ar plăcea să mai fiu la vârsta de 20 de ani, dar cu mintea de acum.
E frumos să fii tânără, e și frumoasă, și adorată, și respectată, și iubită. Dar până la urmă o femeie mi se pare că trece așa cumva prin viață. Mi se pare că e mult mai complexă decât, că are o viață mult mai complexă decât, decât un bărbat. Pentru că la noi intervine și primul ciclu, da? Și faptul că ajungi femeie, că poți să dai viață. Și faptul că, uite, iată, la în anumită perioadă a vieții ajungi și la menopauză. Deci ea are foarte multe praguri etape de trecut, mm-hmm, etape. Și de multe ori, vorbind cu multe femei, multe se simt singure, ca și când nu sunt înțelese, ca și când nu sunt ajutate, ca și când societatea le reprimă anumite nevoi. De aici provine și sentimentul de vinovăție și sentimentul că, da, poate puteam să fac ceva mai mult sau, știi? De asta ne avem unele pe altele. Da, da. Deci e foarte important, asta vreau să zic și eu, să vorbești. În primul rând să împărtășești dacă poate iubitul, soțul nu înțelege sau nu e pe aceeași lungime de undă cu tine în anumite perioade din viață, că se întâmplă, da, să fim mai bine sau mai puțin bine acasă în cuplu, dar prietenele sunt extrem, extrem de importante și te înțeleg. Sigur, vorbesc despre cele adevărate cu care chiar poți să împărtășești, cu care chiar poți să-ți deschizi sufletul. Înțeleg și, nu știu, șeruirea asta între femei este vindecătoare. Mm-hmm. Da. Asta dacă găsești acele femei care într-adevăr empatizează cu tine și îți vor binele. Câteva, pentru că eu cred că fiecare are măcar două, trei femei, da, cu care poate. Poate. Și dacă nu le avem, și dacă nu le avem, există două variante. Una, trebuie să găsești puterea din tine, să te iubești pe tine, adică să fii puțin egoistă și să te pui pe primul loc din când în când, da. Și a doua variantă este, uite, aveți o Sonia Argint, aveți o Dana Sota, formatori de opinie, dar femei asumate, responsabile cu tot ce scot pe gură, că asta iar e foarte important. O să înțeleg că și intrați și de acolo vă preluați sfaturile, energia. Pot să înțeleg că nu toată lumea ajunge la psiholog, deși un psiholog ar trebui să fie ca și un ginecolog, medic de familie, da. Deci ar trebui să fie cineva foarte apropiat. Dar să spunem că nu își permit, da, oamenii să meargă la psiholog. Prietenia este gratuită, prietenii îi ai acolo și poți vorbi oricând cu ei. Poți împărtăși ce părinții noștri, bunicii noștri mergeau la psiholog? Nu, nu, nu. Dar adu-ți aminte că femeile la țară se strângeau la, corect, așezători și acolo lucrau ceva, dar ideea era să împărtășească experiențe, să povestească, să stea de vorbă de fapt și nu se fereau și nu se judecau și nu se... Sonia nu prea e de acord. Aici cu judecat, eu cred că oamenii au tendința să judece. Și nu eu, cred că există, zic, acest, da, ideal. Mie oricum mi se pare că societatea ne-a, da, e, da, făcut așa. Eu vorbeam de cele de atunci. De atunci. Și zici că nu judecau? Bine, sigur. Că se, da, duceau acasă. Ai văzut-o pe aia ce a făcut? Da, dar nu știu cum. Dacă era la o adică, era săreau, lângă... Da? Da, era, săreau, săreau, da, da, da. Când, da, au nevoie, când aveau nevoie, săreau unii pentru alții. Voi sunteți mame de băieți tineri, da, de băieți, așa, și eu am o fiică tânără. Vă e frică, așa, vă îngrijorează viitorul lor? Pe mine, da, sincer. Ai, pe bune. Eu, deci, sunt foarte optimistă de obicei, dar, da, pe mine, da. Cum să nu mă îngrijoreze viitorul copil? Da, sigur. Și mă gândesc în fiecare zi la ce mai pot face ca să îi pun pe un drum... Știi? Cumva, scuză-mă, stai, cumva eu știu că baza pe care le-am dat-o acasă, că educația pe care le-am oferit-o, valorile pe care le-am plantat acolo, le-am însămânțat, sunt în ei și că la un moment dat vor ieși la suprafață. Grija pe care mi-o fac este ca aceste valori și aceste semințe pe, da, care eu le-am plantat, exact, să nu mai fie valabile peste câțiva ani într-o societate care nu se mai ghidează atât de mult după niște valori care eu cred că sunt de bun simț și care au adus societatea la o evoluție.
Eu spun sigur că deja lucrurile astea se întâmplă, da. Pentru că și eu simt asta cu Andrei. Eu i-am dat educația pe care am primit-o eu, sigur, modificată și evoluată un normal, pic. Normal, odată cu vremurile s-a schimbat și sistemul de creștere, da. Dar i-am dat acea bază și acele valori pe care le-am primit și eu, alea de bază adevărate de la părinții mei, care m-au crescut într-un anume fel, așa cum era, da. Cum se creșteau oamenii pe vremuri, cum nu știu cum simt, să spun, cu spus de rog, cu spus mulțumesc, cu bună ziua când intri într-un loc, cu și nu se mai aplică lucrurile astea în ziua de astăzi. Și îl văd de multe ori pe Andrei că nu se regăsește în tot ce se întâmplă. Să-și găsească probabil un cerc foarte restrâns de oameni cu care vor socializa și ăla va fi. Asta se întâmplă, vreau să mă întorc un pic la începuturilor discuției noastre, când întrebai de disciplină și de frumusețe și de felul în care suntem noi și punem problema. Și vreau să spun că e un lucru care ne unește pe toate trei în felul în care suntem, și anume educația pe care am primit-o acasă. Știi, mă și tu bucur bine, că știe și Dana. Absolut, mă bucur că spuneai, când am intrat la tine în birou, cum ai văzut? Chestia aia e de acasă. Exact, este de acasă și într-adevăr, știi, are engleză o vorbă, it takes one to know one. Adică trebuie să fii într-un fel ca să îl percepi și pe celălalt că este de acolo, de la tine, din zona ta. Și să apreciezi chestia asta. Exact. Și atunci întrebarea mea firească ar fi, voi vedeți necesitatea unor cursuri, ore de educație, de etichetă în sistemul de învățământ? Sau nu? Sau trebuie doar să primească copiii de acasă ceea ce primesc? Și nici de acasă asta nu mai primesc, da? Nici de acasă nu mai primesc, nu? Pentru că părinții sunt atât de ocupați și de stresați cu jobul, cu ce să pună pe masă, cu survivalul. Exact. Da. Încât practic lipsesc de foarte multe ori din viața copiilor. Adică vin foarte târziu, vin deja obosiți, stresați, mă, ți-ai făcut lecțiile, hai bine pe aia la culcare, ia aici un sandwich și știi? Adică în foarte multe familii se întâmplă și asta. Și părinții noștri au fost ocupați și nu cred că au stat de noi atât de mult. Și era alt gen de stres pe vremea exact, aceea. Era alt gen de stres. Nu, acum eu cred că problema foarte mare este că ei își iau reperele din mediul online, unde nu este nimic controlat. Și unde ți arată cineva cum se urcă pe niște căi ferate și după aia se urcă pe tren și își face selfie acolo. Și nu este niciun părinte care să îi spună, dacă te urci pe tren și te atingi, mori. Dacă te dezbraci în chiloți și îți arăți în permanență tot ce ai mai intim, nu vei fi apreciată ca femeie. Da. Nu poți să vii după aia să ceri, să spui, dar eu? Am și un creier. Am ceva minte. Ia uite. Da, exact. Ei nu știu. Bine, copiii întotdeauna au fost așa teribiliști. Copiii au tendința și întotdeauna normal, au avut tendința normal. Asta. Și noi am făcut prostii normal, când eram mici, normal. Nu? Dar erau parcă la alt nivel. Dar acum, într-adevăr, pericolul este acest internet. Care unde poți lua și exemple bune, foarte bune de la care ai ce învăța. Uite-te la noi aici. Da, corect. Dar și foarte multe. Știi, multă lume spune despre noi, la mine cel puțin sunt multe mesaje. Păi da, viața ta e o continuă vacanță. Nu este vorba despre asta. Ce proiectăm noi prin poze, prin filme, da, într-adevăr e frumos. Dar ce vrem noi de fapt să facem este să transmitem mesajul ăsta subliminal. Și aici depinde de fiecare cum îl face, că tu alegi cum îți faci viața. Nu poate nimeni altcineva să-ți conducă viața. Tu ești singurul, tu ești șoferul, tu ești la cârmă. Și atunci totul depinde numai de tine, cum te privești în oglindă, cum te simți cu tine însăți, ce educație ai primit sau cum vrei să evoluezi. Uite cum spune Sonia, că băi, uite, eu tot timpul vreau să învăț câte ceva. În fiecare zi vreau să mă culc cu gândul că am mai învățat ceva în ziua de azi. Dă-mi voie să-ți mai spun un lucru. Te întreabă lumea de ce ești în vacanță tot timpul. Ești în vacanță tot timpul la ce vârstă? În 52 de ani. În ce etapă a vieții tale? Exact. Ce ai făcut
de la 20 sau poate mai de tânără de-a lungul vieții tale ca să ajungi în acest moment să poți să pleci în 10 vacanțe pe an, da, dacă și tu să, să fructific timpul meu în așa fel încât să-mi facă bine, cum zice Dana. Cât eu vreau muncit? Să... Prin ce etape? Prin ce greutăți ai trecut? Cum ai învățat să-ți clădești un business? Nu se mai uită nimeni, Sonia, la asta. Nu se mai uită. Din păcate, lumea nu se mai uită la asta. Era un mesaj, era un tip, da, nu contează că are 3 clase, 4 sau mai știu eu câte. Asta se plimbă tot timpul, dar ia bani, nu știe să facă. Sau, nu știu, banii, ea la muncă nu se duce și nu știu ce, dar ea se plimbă. Măi, oameni buni, păi de ca să te plimbi, ca să călătorești, trebuie să ai bani. Ca să ai bani, trebuie să-i faci. Și atunci este exact despre ce vorbea și Sonia. Toate lucrurile acestea, toată această viață pe care ți-o creezi singur și ți-o modelezi așa cum consideri tu că e mai bine pentru tine, asta arată că tu ai pus cărămidă cu cărămidă și ai creat acea viață, nu? Și atunci, contează cu cine ai pornit la drum. Contează educația pe care ai primit-o de acasă cei 7 ani, nu? Primele cărămizi. Contează când ai fost la școală să dai tot ce poți din tine, să nu neapărat să iei nota 10 pe linie, da, cum ne cereau părinții, da, pe vremuri. Și pur și simplu să te duci acasă și să spui, am fost astăzi la școală și am învățat ceva. Pentru că viața de fapt asta este, un șir nesfârșit de lecții, care te duc undeva la un nivel la care poți să spui, da, domnule, cum zice Dana, sota, da? Da, domnule, eu acum îmi permit luxul, că e un lux ăsta, îmi permit luxul să-mi fac propriile proiecte, să aleg cu cine vreau să lucrez, cu cine vreau să mă împrietenesc, cu cine vreau să plec într-o călătorie, vreau să mă bucur de viață pentru că am muncit pentru chestia asta. Da. Deci exact. Toate aceste femei care se uită acum la noi trebuie să înțeleagă că dacă tu stai într-o căsnicie unde un bărbat nu te apreciază, te bate, te spurcă cu vorbele, te face să te simți prost, numai tu ești vinovată. Nici măcar nu ești vinovată, că este un cuvânt urât. Depinde numai de tine să ieși din situația asta și să-ți creezi alt drum care este mult mai bun pentru tine. Adică e o decizie foarte greu, foarte delicată. Așa este, greu de luat, dar da, este, stă în puterea noastră și pentru mine voi sunteți două exemple de femei care au reușit să-și creeze un drum frumos în viață. Iată, cu naturalețe, cu o frumusețe pe care vi-o însușiți. Da, dumne, eu asta sunt, da, dar mă mențin, fac tot felul de lucruri ca să-mi rămân acolo frumoasă, pentru mine în primul rând, da, și pentru ceilalți, cum ai spus tu, pentru că mă respect. Și cred că cel mai important este că și societatea asta trebuie să ne îndrume într-un fel, da? Ok, o face sau nu o face. Dar cei din jurul nostru iară sunt foarte importanți. Și trebuie să... Aici cred că trebuie să avem grijă. Punțile astea de comunicare cu cei din jur. Pentru că vorbeați despre internet, care ne ține numai cu nasul în telefon și noi nu mai ridicăm ochii, noi nu mai știm să comunicăm, noi nu mai știm să vorbim unii cu alții. Toate lucrurile acestea ne distrug sufletul, identitatea, libertatea, evoluția, adică despre asta este vorba. Da, este delicat așa, trebuie să navighezi cumva în fiecare zi, să-ți găsești un drum așa, să curgi ca un râu, ca o apă și să știi cum să te ferești de ceea ce nu-ți face bine, să lași deoparte și să cumva să reușești să mergi către ceea ce simți că te împlinește. Și în țelul meu ca săgeata, în drumul meu ca apa. Da, da. Exact. Da, exact. Așa e, foarte frumos spus și m-a bucurat foarte tare discuția cu voi două, pentru că am simțit că rezonăm pe foarte multe lucruri și vreau să transmit asta prin această emisiune. Adică vreau să aduc aici oameni frumoși, oameni care își asumă tot ceea ce fac, oameni care sunt autentici, care într-adevăr aduc în fața acele valori care poate nu că au fost uitate, dar par ușor demodate. Ce, în viața asta nu mai îmi trebuie nici să zic bună ziua, nici să fiu gentleman, nici să fiu o lady. Eu trebuie să... Nu? Deci, Old school is very cool. Da. Old school is very cool. Hai că-mi ies astăzi. Ți-au ieșit perfect.
Vă mulțumesc mult de tot pentru prezența în emisiune. Ca de fiecare dată sunteți o încântare și să aveți parte de o viață frumoasă. O să ne uităm în continuare la Sonia Argin și la Dana Sota, priviți-le pe Instagram, pe site-urile lor, pentru că într-adevăr au o viață frumoasă, o viață pe care puteți să o aveți și voi. Puteți să le urmăriți sfaturile, puteți să intrați în discuții cu ele, presupun că nu răspundeți la mesaje, și iată cum putem să ne unim forțele astfel încât să ne facem viața mai frumoasă together, da? Știi că... deci... exact, și acum comunitățile astea mai mici sunt mai interesante, în care oamenii comunică mai liber și mai deschis, așa că absolut. Așteptăm, așa că vă așteptăm, da? Cu comentarii, cu sugestii, cu sfaturi, cu întrebări, noi suntem aici pentru voi. Vă pupăm, până data viitoare, Ego Life este aici pentru voi.